Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit aici la un nou mirobolant episod din cariera Road to Glory, aici cu Notts County. 70 overall la manager, scadem în overall, picăm în campionat, 25 de puncte pe locul 6, ăștia se distanțează oribil față de noi. Iată, 34 de puncte pentru Rotherham, care dacă nu mă înșel au retrogradat sezonul trecut. Nu știu sigur, cred că era un championship. În fine, Plymouth, echipă care e în josul clasamentului, dar vom juca. Nu mai vreau să ne pierdem în simulări, că obelim rău de tot. Trebuie neapărat să mergem cel puțin în play-off în acest sezon, să ne calificăm în următoarea divizie. O să jucăm în acest kit, nu prea jucăm în el de obicei. Nu prea avem ocazia însă, că ăștia nu prea au alb-negru pe aici. Asta este, jucăm pe ploaie, nu contează. 4 minute, legendary. Să începem! Începem marele meci, oameni buni, aici. Notts County Plymouth. Jucăm cu Son Goku în primul 11, Duffy, avem echipa de rezerve, vom juca cu Forte și Cole, pentru că vreau să-l duc din nou pe Hagi în prima echipă, fără ele greu, bă, de când l-am scos din echipă, asta e, ați văzut, ați văzut, când l-am scos din echipă pe Hagi, din prima echipă, n-a mai mers absolut deloc. Roberta nu ține pasul cu Hagi, se pare, și nu știu ce vom face, pentru că Hagi este împrumutat de la Fiorentina, va pleca în sezonul viitor, la început, și Roberta, aparent, nu prea crește și nici nu prea îmi place. E posibil să încercăm să vindem pe Roberta și de ce nu să-l cumpărăm pe Hagi. Ar fi, zic eu, ok, dar Hagi va costa mult. Asta e marea problemă, centrare bună! Da, Dorel. Ce? Că el cheamă Dorel. Se duce Milsom acolo. Bun, hai Giordano. E rândul tău să fii Messi. Ia să vedem, Giordano centrează cu capul Oshiro. Ocazie mare încă o dată. Dar parcă dăm prea lent. Nu știu, mingea nu vrea ea dracu să intre în poartă. Sau să prindă forță. Giordano. Giordano aproape de golul carierei. Vai de capul meu, ce dribling acolo frumos. Un hocus pocus, dacă nu mă știu, se cheamă acel dribling. Unde am dat-o, fac, am greșit. Ah, ce greșeală. Ce greșeală. Oh, Cole. E liber Giordano. Golasso, 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 Maria, mă, în sfârșit, mă, tată. Eat, sleep, golasomania, repeat. Eat, sleep, golasomania, repeat. Superb. Lasă ripi pe ce dracu cu Dorel ăla, bă, îi se potrivește numele de Dorel. Hai, mă, tackling, bă, băieți, bă. Nu, ars! Este acel ars, spune că nu e ăla pe care l-am avut la un Road to Glory. Nu, tu nu-mi dai gol mie. Uiți cine te-a făcut popular, bă, dacă ești tu, bă. Bă, băiatule, potolește-te. Nu uita cine te-a crescut și cine te-a făcut mare jucător. Prinde super stolo, bun. Da, încep să atace oamenii. Și nu e bine, deloc nu e bine. Presiune puneți voi, puneți presiune. Aolo, nu, 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 ars. Pune, bă, tackling-ul, bă. Nu, Purrington. Bun, bun. Încă suntem bine, noroc cu Purrington ăsta care e un dobitoc. Shiro pleacă la, nu pleacă. Goal, ce pas a dat acolo cu ultimele forțe. Dar pasa lui. Oh, ok, hai că ajunge, se zbate Cole până la urmă, Forte, dăduse o pasă de autist, Loyola cu preluare, cu Andrașul din prima el face preluare, pe cum să-ți respecte jocul comenzile, bă, nu-i așa că e mișto când nu-ți respecte jocul comenzile, ce ne mai distrăm noi în jocul ăsta când nu-ți respecte jocul comenzile, mamă ce-mi place, meciul se încheie, oameni buni, câștigăm cu 1-0, golul scris din farfecă, puțin chinuită de al nostru Giordano, care a fost Messi astăzi, am dominat la posesie, la șuturi a fost egală treaba. De când dracu se întâmplă ceva, bă, nu știu, ceva se întâmplă, bă, dar măcar am câștigat de data asta, e bine. Omul meciului Giordano, bineînțeles, cu golul și pasă de gol de la zeul Cole. Logic. O nouă serie de antrenamente aici, oameni buni, crește cineva, Stolojan, 69, abia aștept să faci 70. Ok, avem această echipă cu Hagi și cea plin atac, în rest este exact aceeași echipă pe care am mai folosit-o cu Popica, Consei sau, mamă, Garcia. Avem aici o grămadă de jucători, e bun, cei mai buni, la dracu. Să sperăm că fundașii și central vor crește și ei mai repede, pentru că o să avem nevoie de acolo pe la vreun 70 overall. Ok, oameni buni, Napoli, următoarea adversară, după cum am mai spus.
Suntem aici cu 5 puncte la egalitate cu ei, cred. Nu știu, n-am văzut acolo jos ce scria. Dar nici nu contează. Știm doar că trebuie să evităm o înfrângere. Cam ăsta este obiectivul nostru în acest match. Data trecută au evitat ei înfrângerea, tu-i nas, după ce am condus. M-am egalat în minutul 90 sau ceva de genul. Ok, bun. Ploaie, Romera este arbitru. În fine, haideți să începem meciul cu Napoli. Haideți, oameni buni, să începem Napoli Notts County. Data trecută a fost un match destul de dominat de noi, dar la forma pe care o avem în ultima vreme, nu știu ce să zic, dar de obicei jucăm bine împotriva echipelor mari. I-am chinuit pe cei de la United, dar totuși a fost mult prea mult Suarez acolo pentru noi și putem face ceva aici fault. Ok, ok, pressing acolo, ce face pressing-ul, bă, oameni, Hagi, pardon, la Consei, sau, mamă, cât de lent a dat, doamne, băi, bă, deci nu pot să cred, șuturile noastre sunt prea proaste în acest moment, nu știu ce se întâmplă. Cum am mai spus și data trecută, parcă, cariera cu Stuttgart, parcă, îmi trece prin fața ochilor, exact așa pățeam și atunci. Este Romario Benzar aici, Consei sau, Consei sau, ăștia n-au... O pică, nu, bă, băiatule. Serios? Hai, centrare încă o dată, hai mă că putem, bă, băi, dominăm pe ăștia, bă, încă o dată. Să-ți nebun la cap, șut din prima. Consei sau. Cu șuturile nu e bun deloc la șuturi, dar atâta, cam atâta poate. Să alerge, să dribleze puțin și să centreze. Mai mult, nu prea. Rivera, Oda, Consei sau. Te rog eu din suflet. Treci de ăla și centrează. Ce dracu că l-a făcut gulam. L-a pișat Bănel în frunte, bă, tată, bă! Rivera, Hagi, Chaplin, hai că e bine, se duce Chaplin! Se lovește mingea de la... Ajunge mingea la Rivera, dar o pierde instant! Bă, deci cam așa sunt toate atacurile noastre în acest meci. Fără șut în mare parte. Și foarte frustrante. Ah, Camacho, bine, du-te! Garcia! Poate să pună! Hagi, șansa ta! Hagi, revine! Nu! Șutul lui Chaplin din prima, Chaplin încă o dată are shot power foarte bun. Trebuie să profităm de asta, Diawara din nou respinge, bă, stă încă l-are pe ei, bă, și asta e bine. Chiar dacă o să termine 0-0, sincer, o să fiu puțin dezamăgit, că puteam câștiga acest meci. Dar, bară, nu, Hagi, gol, glorios, Hagi revine cu gol. În primul 11. De ce m-am înduit eu de tine, prietene? Chiar dacă ești împrumutat, nu trebuia să te scot din această echipă. Omul potrivit la locul potrivit. După o bară nenorocită, al dracu stâlp alb a lovit din nou, dar data asta a lovit bine. Da, mă, s-a făcut dreptate, mă, oameni, mă, după înfrângerea data trecută nemeritată, mă, după egalul, pardon, data trecută nemeritat. Când ăștia au egalat în ultimul minut după ce au fost dominați, exact ca meciul ăsta. Dar acum n-au mai reușit să înscriem într-un 90. Că ce să faci? Nu-ți merge mereu Napoli, v-am bătut acasă. Meritați să încasați, mai ales după ce s-a întâmplat data trecută. Răzbunarea de pe lume! Da, mă, Dani Mocanu să-mi cânte acum. O nouă zi de antrenament aici, crește cineva? Chaplin 70, mă, da, mă, în sfârșit! Chaplin ajunge la 70, încă un jucător la acest overall. Extraordinar. Aghire și Stolojan vor fi următorii. Poate și Giordano, de ce nu Giordano, care e Messi. Data viitoare, oameni buni, nu știu ce o să jucăm pe aici, nu știu pe ce loc sunt echipele astea, Brewers, Petersburg sau Swindon Town, însă e posibil să jucăm cu Rubin Kazan, de ce nu, dar depinde și pe ce loc sunt aceste echipe. Nu mai avem foarte mult până la perioada de transfer, mai avem luna asta unde o să simulăm destul de mult, zic eu. Începe returul undeva pe aici, cred. Nu știu pe unde exact. Habar n-am. În fine, iată, aici avem un program lejer, o să vină însă FA Cup-ul peste noi, mai avem două meciuri în Europa League și cred că suntem deja calificați acolo, aproape, cred că ne mai trebuie un egal cel puțin. Oricum, cam atât pentru astăzi, oameni buni, eu sper din suflet că v-a plăcut acest video, dacă da, nu uitați să bocănciți butonul de like, să-l jucați în picioare. Ciao les!